În timp ce conducerea Consiliului Județean Iași se laudă pe rețelele de socializare că a investit 250.000 de lei într-un anfiteatru, gravidele și lehuzele de la maternitate Elena Doamna din Iași stau în niște condiții greu de imaginat. Mobilierul este foarte vechi, iar ramele la ferestre sunt din lemn, cu vopseaua cojită. Mai multe mămici au postat pe rețelele de socializare imagini dintr-un corp de clădire al maternității în care investițiile nu au mai fost făcute de zeci de ani. Grupurile sanitare sunt ruginite și nu le oferă proaspetelor mămici condițiile și igiena de care au nevoie, mai ales după o naștere prin Zariană. Nici când vine vorba de alimente, situația nu este prea roz. Spre exemplu, într-o dimineață, o mămică care abia a născut a primit la micul dejun un crem -vuști, o bucățică mică de unt și niște pâine. Sute de recenzii și experiențe traumatizante sunt toate dovada vie că în maternitatele în doamna pacientele nu primesc îngrijirea și atenția de care au nevoie.